Salut! Dragostea, sentimentul care zbucimă inima oamenilor din toate timpurile și, desigur, tema cel mai des abordată în cinematografia contemporană. Dar deoarece dragoste prea mult nu există, astăzi am pregătit pentru tine o porție nouă cu filme romantice. Anterior am lansat un alt clasament cu cele mai noi și interesante filme de iubire, pe care îl poți găsi făcând click pe sugestia apărută în colțul din dreapta de sus sau pe linkul din descrierea acestui video. Nu ești amator de filme de dragoste? Nicio problemă, deoarece pe canalul meu poți să găsești și alte clasamente tematice sau curiozități despre filme și actori care ar putea să-ți placă. Deci, să începem! După ce ne-am certat. Continuarea istoriei începute în pelicula După ce ne-am întâlnit, din 2019. Ecranizarea primei din cele 5 cărți din seria bestseller a lui Anna Todd a impresionat iubitorii de filme de dragoste și producătorii au luat decizia să aducă pe marele ecrane și a doua parte din această istorie pasională despre Hardin și Tessa. Cum ai înțeles din denumire, în acest episod se va prezenta viața de după despărțire a celor doi protagoniști. Tessa este stagiară la o editură de prestigiu unde îl întâlnește pe Trevor, un tânăr simpatic și responsabil, diametral opus fostului său iubit Hardin, pe care studenta este hotărâtă să-l lase în trecut. Însă Hardin nu este de acord cu această decizie și încearcă să întoarcă iubita. Acum Tessa va trebui să aleagă dintre stabilitatea pe care o oferă Trevor și pasiunea sălbatică pe care o trăiește cu Hardin. Infernul lui Gabriel, partea 1 și partea 2. Este o istorie pasională despre evadarea individului din infernul personal în goana după obținerea imposibilului. Gabriel Emerson este un profesor apreciat la una din cele mai renumite universități din Toronto. În afară de o minte ascuțită și o fire carismatică, el se remarcă printr-o înfățișare irezistibil de atrăgătoare. Numeroase doamne și domnișoare ar dori să cucerească inima acestui burlac. Însă aceste doamne și domnișoare nu știu un mare secret. Apreciatul dascăl duce o viață dublă. Ziua, Gabriel este un profesor respectabil din înaltă societate, dar noaptea el se transformă într-un seducător iscusit, obsedat după escapade amoroase. Curând în facultatea lui Gabriel apare Juliana. Tânăra studentă reușește să atragă atenția lui Gabriel. Între cei doi începe o relație senzuală și periculoasă, dar profesorul va fi nevoit să aleagă. Fie își păstrează cariera și viața desfrenată de până acum sau începe o viață nouă alături de Juliana. Undina. Această producție te va plasa într-o ambianță diferită de clasicile istorii de dragoste prezentate în producțiile contemporane, dar sfârșitul te va lăsa confuz, deoarece îți arată un happy end nu tocmai fericit. Undina este o tânără atrăgătoare din Berlin, recent părăsită de iubitul său, Johannes. Fiind îndrăgostită de arhitectura berlineză, ea încearcă să transmită această pasiune locuitorilor capitalei, dar și turiștilor veniți în oraș. Prezentațiile sale despre istoria și arhitectura urbană uimește publicul. Întâmplător, Undina face cunoștință cu Christopher, un inginer scufundător care este impresionat de pasiunea și talentul tinerii. Între cei doi începe o relație, însă Undina este rezervată deoarece o chinuie amintirile despre Johannes. Peste ceva timp, Christopher este accidentat la una din scufundări. Medicii declară că creierul său a murit. Această veste o nedumerește pe Undina, deoarece ea este convinsă că a vorbit cu Christopher după ce acesta a fost declarat în moarte cerebrală. Toate locurile minunate. O istorie despre doi adolescenți care trec printr-o perioadă dificilă în viață. Teodor are o fire impulsivă și deseori purtarea și acțiunile sale sunt imprevizibile. Din acest motiv, colegii de școală îl consideră ciudat, dar unii chiar se tem de adolescentul neadecvat. Violet, din contră, este o adolescentă model, deșteaptă, prietenoasă și atrăgătoare. Recent, sora s-a decedat într-un accident rutier și Violet se simte vinovată pentru această tragedie. Incapabilă
capabilă să treacă peste necaz, adolescenta este la un pas să-și pune capăt zilelor, însă este oprită de Teodor. Dorind să scoată tânăra din această stare depresivă, Teodor usilește pe Violet să participe împreună la un proiect școlar de descoperire a celor mai frumoase locuri din Indiana, cu speranța că această călătorie îi va ajuta să uite de probleme și să vindece sufletele sfâșiate de durere. The Secret, Dare to Dream. Și iarăși o ecranizare a unui bestseller mondial. Leitmotivul acestui film este ideea că gândurile pozitive pot schimba viața spre bine. Miranda este o văduvă cu 3 copii. După decesul soțului, aceasta este nevoită să lucreze din greu pentru a oferi copiilor condițiile decente și de una singură înfruntă problemele legate de gospodărie. Situația financiară devine din ce în ce mai complicată și parcă toate greutățile prin care trece familia nu ar fi de ajuns. Miranda accidentează o mașină. Însă Bray, șoferul mașinii accidentate, se arată destul de chizuit și nu pretinde la careva recompensă, ci din contră, oferă ajutor femeii disperate. Comportamentul acestui bărbat misterios o uimește pe Miranda, care nu poate înțelege motivele acestui necunoscut apărut în viața sa exact atunci când ea, mai mult ca niciodată, avea nevoie de sprijin. Și dacă Miranda este convinsă că această întâlnire este o coincidență, Bray va demonstra că totul are un motiv ascuns și evenimentele din viața noastră nu sunt întâmplătoare. Looks That Kill. Deja ne-am obișnuit cu gândul că frumusețea este mai degrabă despre femei, însă această producție va încerca să spargă șabloanele. Max este un adolescent chipeș, însă frumusețea sa este un adevărat blestem, deoarece trăsăturile feței sale sunt așa de impresionante încât omoară la propriu pe fiecare persoană care îl vede. Unicii care au scăpat cu viața au fost părinții lui Max. Evident că din acest motiv tânărul nu poate avea prieteni și cu atât mai mult o iubită, deoarece viața acestora mereu va fi amenințată de frumusețea lui Max. Pentru a reduce din pericolul pe care îl prezintă, adolescentul este nevoit să-și bandajeze fața și să poarte ochelari de soare. Într-o zi, Max o întâlnește pe Alex și pe măsură ce relația escaladează, cei doi înțeleg că sunt suflete perechi. Pentru a se convinge că într-adevăr sunt sortiți unui altuia, Max și Alex au o singură variantă. El va trebui să scoată bandajele. Cam atât pentru azi. Scrie în comentarii dacă ai văzut careva din filmele de mai sus și dacă da, ce impresie ți-au lăsat. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe canalul meu. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Pe curând!